Vizea economică din prezent este o furtună aproape perfectă, avertizează vicepreședintele USR Claudiu Năsui. Fostul ministru al economiei crede că guvernul va mări taxele și impozitele, măsură care va afecta în mod direct buzunarele românilor. Deși unii experți au atras atenția că majorarea unor impozite nu mai poate fi exclusă, reprezentantul USR consideră că acest lucru mai mult ar dă una. Claudiu Năsui este de părere că majorarea taxelor și impozitelor ar fi o crimă economică în contextul actual. Vicepreședintele USR mai precizat că guvernul are de ales între creșterea taxelor pentru cetățeni sau restrângerea cheltuierilor pentru propriul interes, cum ar fi pensiile speciale, agențiile sau PNDL-urile. De cealaltă parte, președintele PSD Marcel Ciolacu susține că va exista o redimensionare și o reașezare a impozitelor în vederea unor colectări mai bune. Dar asta nu înseamnă că taxele vor fi majorate. Marcel Ciolacu a mai precizat că există mai multe măsuri fiscale care trebuie analizate și prezentate până la data de 1 iunie.